Și mă bucură și mai mult interesul dumneavoastră pentru o temă de cercetare de frontiere. Fizica cuantică aduce schimbări majore în felul în care vedem noi realitatea și din poziția unor indivizi care trăiau determinismul și predictibilitatea, realitatea noastră s-a modificat total. În sensul că noi, ca observatori, avem posibilitatea să influențăm realitatea. Înainte să începem, aș vrea să mulțumesc celor care sunt alături de Forța de Cunoaștere și care au sprijinit-o de-a lungul timpului și am să încep cu Primăria Municipiului Piatra Neamț, Centre Plața Hotel, The Library Bar, Incisiv Construct, Neamț TV, Realitatea Media, Ziar Piatra Neamț, City Neamț, Petrol 12 Piatra Neamț, OMV Piatra Neamț, Dream Designer by Luminița Dobrea, Web Mobile, Fiscal Service, Dynamic 92, Bibliopolis, Editura Darana, Farmacia CSC, Fat Mouse Graphics, Pensiunea Aris, prietenul nostru de la Tun TV, CNN, Cabinetul Individual de Psihologie Oana Maria Sandovici și celor care au completat formularele 230. Cum o temă atât de mare și importantă nu putea fi tratată decât de persoane care sunt în măsură să facă acest lucru, astăzi avem bucuria de a avea într-un grup de cercetare inter- și transdisciplinară venit de la Iași și format din domnul profesor universitar dr. Maricel Agop de la Universitatea Tehnică Gheorghe Rasachi din Iași, doctor honoris causa al Universității Vasile Alexandric din Bacău, o personalitate remarcabilă cu peste 150 de articole indexate ISI, articole recunoscute în comunitatea academică internațională. Domnul Agop are peste 40 de cărți scrise și publicate la instituții, la edituri internaționale și naționale, nenumărate participări la conferințe naționale și internaționale. Alături de domnul Agop se află doamna profesor dr. Alina Gavriluț de la Facultatea de Matematică din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Dumnezeu a publicat deja 7 cărți, are peste 40 de articole indexate ISI, 50 de articole indexate BDI, numeroase participări la conferințe internaționale și naționale. Și domnul doctor Gabriel... Pompei, medic psihiatru, specialist în neuroștiințe, doctor în psihologie, absolvent al Facultății de Teologie. De asemenea, are foarte multe participări la conferințe naționale și internaționale și recunoaștere pentru activitatea dumnealui remarcabilă. Să ne invită alături de mine pe domnul Agop să înceapă dumnealui această seară. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit și mulțumesc pentru... Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat, sunt foarte onorat. De ce am invitat colegii mei? Din cauza faptului că mecanica cuantică e fundamentată pe matematică. Să mă întrebați cu matematica, că copiii ăștia mici n-au de matematică, îi apucă durerea de cap și să uită pe tablete, știți? În sfârșit. Și să revenim la realitate. Realitatea este cruntă și de aceea avem nevoie în fiecare zi de câte un psiholog pentru orice problemă. Și de aceea l-am adus și pe domnul dr. Crumpei. Mecanica cuantică. Un subiect foarte greu de abordat, nu? Densitate de probabilitate, vector bra, vector ket, matematică în cel mai înalt nivel. De fapt, nu a fost așa. Au fost niște argumente, hai să spunem, de obicei se începe cu istorie, dar istoria mea va fi foarte scurtă.
bazele mecanicii cuantice au fost puse de către lui de Broglie, care am avut onoarea să-l cunosc în 1978, a fost în vizită la profesorul Octav Onicescu, academicianul Octav Onicescu, fiind membru comisia mea, profesorul Octav Onicescu. Pentru mine vă povestesc o chestie foarte interesantă. Între altele, luase un premiu al Academiei Franceze și a fost chemat de Charles de Gaulle să-i mâneze premiu. A stat o oră jumate cu majordomul, cum e domnișoara la bilete, și ăla cu, în mână cu paharele de cristal și cu o sticlă de șampanie. A apărut Charles de Gaulle la braț cu cine credeți, Brigitte Bardot. A venit, a desfăcut șampania, Vive la France, și cu asta a fost întâlnirea cu Charles de Gaulle. Iată, lucru care, vedeți, numai să se transmite și în ziua de astăzi. Nu interesează pe nimeni valoarea, nu interesează pe nimeni decât, eu știu, și cu banul ăsta. Da, spune, aduc fericirea, nu aduc fericirea. Probabilitate, nu? Deja e mecanică cuantică. Deci, în 1921, în teza lui de doctorat, De Broglie spune că oricărui corp în mișcare, cum mă mișc eu, se asociază o undă, numită unda De Broglie mai târziu, cu dată printr-o relație de forma lambda egal cu HPP, H constanta lui Planck, 6,6 ori 10 la minus 34 joule secunde, supra P, M ori V, masa, hai să luăm masa de mișcare sau masa de repauză înmulțită cu viteza. Dacă iau la oricare dumneavoastră, ce greutate aveți? Da? Hai să 50 de kilograme, 50 de 60 de, să fiți sănătoasă. Mergeți cu viteză mai mare de 5 km pe oră? Nu. Da? Ei, dacă calculăm lungimea de undă asociată, cum vă numiți? Leontina. Lungimea de undă asociată Leontinii, datorită deplasării ei la 63 de kg, ajunge cam 10 la minus 35 de metri. 10 la minus 35 de metri este tocmai valoarea constantei lui, așa se numește, lungime Planck. Sub lungimea Planck nu mai există nimic. Deci pot să spun eu că doamna, domnișoara, e un nimic? Nu. O vedeți, arată cum arată. Da? Dar în schimb, nu putem să-i detectăm lungimea de undă. Din cauza acestei valori extrem de mici. Dacă facem în schimb un calcul pentru masa unui electron 90 la minus 31 și ăsta într-o rețea obișnuită de conductor are 10 la 6 metri pe secundă viteza, dacă calculăm, ea vine de ordinul Armstrongilor. De exemplu, lungimea, prima rază razor a lui Bohr e de ordinul 5 Armstrong. În schimb, îl puteți detecta. Cum? Dacă trimit un fascicul de electron asupra unei rețele, de exemplu, de coarț sau ceva, dă fenomenul pe un ecran detector, dă maxime și minime de interferență. Deci, foarte interesant. Întrebarea, acum nu mai spun de ce era nevoie. Era nevoie din cauza mai mulți factori. Fizica era într-o degringoladă totală, deci nu putea fi explicat spectrul atomului de hidrogen, de spectrul, ceea ce personalizează fiecare din elemente. De exemplu, dacă am un aliaj, eu pot să-l personalizez, să văd ca concentrația la ora actuală, prin ceea ce se numește spectru. Dacă vreți, de exemplu, tot datorită unui confort teoriei clasice, eu dacă merg, emit. Dar eu nu emit, eu vorbesc în momentul de față, dar un electron emite radiații electromagnetice. Orice sarcină conform electrodinamicii clasice, orice sarcină în mișcare, emite radiații. Și dacă emite radiații, emite continuu. Știți că era un banc să te ferească Dumnezeu de cetățean ca din vas lui. Dar știți de ce? Când taci, e bine să nu întrerupi. Așa că, la fel și cu electronul. Când merge, e bine să nu-l întrerup, că produce excitări, produce absorpții și diverse alte fenomene. Ei, în momentul de față, ei au spus așa, deci nu poate să existe, dacă ar trebui să emite continuu, la un moment dat ar trebui să cadă spre un centru și totul s-ar reduce la un singur punct, gaura neagră sau... În sfârșit, fel de chestiuni legate de lucrurile de... Există gaură neagră? Ce părere aveți? Da. Nu. Nu există. Luați articolul... Deci, săracul, știți, Hawking,
Câți ani? 40 de ani a studiat Gaura Neagră. Are informații, nu are o informație. Unii se oprește informația, nu? Rezultatul? Anul trecut, în februarie, a scris un articol în care arată că nu există Gaura Neagră. Pur și simplu, ea este un rezultat al impunerii modelului realității. Același lucru a făcut, să știți, și Einstein, când în momentul în care ne-a impus electromagnetismul. Ne-a impus omenirii să gândim cu o singură viteză, viteza fotonică. Practic ne aflăm într-o cutie electromagnetică. Într-adevăr, e bine că până la urmă tot ce funcționează în noi este natură bioelectrică, nu? Să hai să spunem bioelectromagnetică. Dar întrebarea vine de altă natură. Există civilizații extraterestre? Răspunsul? Păi nu putem din cauza lui Einstein, că gândim cu viteza luminii. E posibil ca alte civilizații să folosească alte semnale de sincronizare, având alte semnale de sincronizare, noi nu avem detectori și în aceste condiții nu putem să comunicăm cu ei. Pe de altă parte, nu mai există pe de altă parte. E suficient ce v-am spus, da? Vreau să vă mai spun ceva. Ceea ce vă spun eu, până la un anumit punct, e ceea ce s-a scris și ceea ce este, să spunem noi, ca la terenuri, la ora actuală, cu ăștia de care intabulează peste noapte primare, așa, intabulat, ce-au intabulat până acum fizicieni. Dar vreau să vă spun un lucru, trebuie să gândiți altfel. Mecanica, la o conferință de curând, un laureat premiu Fields săptămâna trecută la Oxford, un prieten de-a meu, ca și dumneavoastră, a plătit și a venit într-un anfiteatru la Oxford, a spus că ce l-a întrebat cineva, mecanica cuantică e cea mai perfectă? Nu, există ceva dincolo de mecanica cuantică. Și l-a întrebat ce e acel ceva? Nu pot să spun, dar există. Și dacă nu ar exista, n-ar mai exista frumusețea acestei lumi. Răspuns de laureat Field. În sfârșit. Deci, ce vă spun? Pot să vă spun următorul lucru referitor la mecanica cuantică. Deci, era necesară. Era necesară de ce? Am microfonul ăsta în mână, dacă îl pun aici, da? Îl pun aici. Nu vi-l stric. Se mișcă? Nu se mișcă, nu. Simplu. Așa a făcut și Newton. A introdus noțiunea de punct material care nu are dimensiune, nu? Dar punctul respectiv i-a spus așa. Îi dau forță, îi dau masă, îi dau energie și l-am făcut om. Între ghilimele l-am făcut om, l-am făcut să se miște. Problema care este de altă natură. Ai un model, nu? În realitate, mă auziți, mă mișc, am și structural, am și funcțional, nu? Cum să împac una cu alta? Deci, atâta timp cât folosesc noțiunea de punct material, în condițiile respective nu pot să vin decât din exterior să vorbesc de mărimi ca impuls, energie, care sunt variabile dinamice proprii funcționalității și nu nimic altceva structuralității. Când l-am pus pe masă, vorbeam doar de structuralitate, un obiect mort. Când am început să... pare viu, dar nu e viu. Așa ar părea. E, vedeți, dumneavoastră, din acest punct de vedere ar trebui, și aici fac, mă delimitez de toți cei care se ocupă de studiul mecanicii cuantice, o analiză asupra mecanicii cuantice trebuie să pornească de la aceste chestiuni, funcțional și structural. Asupra acestui lucru va insista doctorul de... Se aude în spate? Se aude și fără microfon? Da, fără microfon, dacă fac mai multe valuri, da. Am o voce, da? Deci, despre partea asta, acțiunea asupra psihicului, o veți regăsi în expunerea din final a domnului doctor Crumpei. Și atunci, hai să pornim la drum și să discutăm despre niște lucruri. Cum pot să-mi introduc eu, de exemplu, dormiți noaptea, n-aveți, da? Aveți viziuni, da? Da, sigur, dormiți bine? De regulă, da. Nu luați pastile, nu? Nu. Bun. În visurile dumneavoastră v-ați închipuit, de exemplu, o pajiște frumoasă, nu? În care așa mergeați dimineața în picioarele desculți, vedeați roa, nu? Da sau nu?
dar fără a preciza timpul. Corect sau nu? Se poate? Sau în sfârșit? Nu mă refer la... Se poate, e posibil, nu? O anumită chestiune îți readuce, de exemplu, vezi un obiect sau vezi ceva, miroși ceva, îți aduce ceva din antic, din arheologie, tot ce ai avut, nu? Întrebare, puteți călători în timp? Exact, cu mintea da, dar altfel nu. Corect, cu mintea da, dar cu altfel nu. În momentul respectiv, când sunteți, încercați să vă călătoriți așa, aveți un spațiu anume, vorbiți, nu vorbiți de absolut nimic, ca totul este, să spunem noi, frumos, nu? Spațiul și timpul merge ba înainte, ba înapoi, parcă te da într-un, nu? N-ai nicio măsură. Ei, din punctul ăsta de vedere, vedeți dumneavoastră, înainte de a te naște, eternitate, după moarte, eternitate, și în momentul în care ai apărut, se duce dracu timpul și merge într-un singur sens, nu? Entropia. Legea entropiei. Crești, devii inteligent, îi dai mare, cocalar 4x4 sau ce vrei, fiecare cu destinul lui. După care, la un moment dat, se strânge orizontul și ai mergit-o și ai trecut dincolo. Rămâne aici, nu? Ce rămâne? Structuralul? Structuralul. Corect? Și pleacă cine? Funcționalul sau spectralul. Da? Este adevărat? Bun. Sunteți de acord cu ideea asta, da? Bun. Înainte de a te naște, bun? Același lucru era sigur că da. Dar vedeți dumneavoastră, în momentul în care hoțul ăla de, cum se cheamă, domn doctor, spermatozoid, nu? Parcă așa îi spune, nu? Sau altfel, nu, cred. Și cu ovulul, din grămada aia de așa, care vor să revină doar unul devine om, așa, după ce, în momentul în care s-a produs fecundarea, ce se întâmplă? S-a produs o rupere spontană de simetrie, rezultatul apare masa. Corect sau nu? Masa care semane? Masa, din punct de vedere a teoriei Einsteiniene, spune așa, este... Teoria gravitației, dacă dau drumul la un corp care are masă, el tică jos, nu în altfel, dar teoria gravitației, teoria spațiului-timp. Teoria spațiului-timp nu înseamnă altceva decât, ce anume, doamnă, v-ați creat propriul dumneavoastră spațiu. Deci dumneavoastră sunteți Dumnezeul dumneavoastră, nu e nimeni. Dumneavoastră vă creați propriul spațiu-timp. În momentul în care v-ați creat propriul spațiu-timp, prin problema de rupere spontană de simetrie, spațiul se rupe de timp. În sensul că dacă înainte timpul curgea cum vrea el, înainte și înapoi, în momentul ăsta curge într-o singură direcție. V-ați născut, trebuie să duceți până la capăt crucea fiecare dintre noi. Și Dumnezeu nu ne-a dat o cruce așa mai mare decât că să o putem. Când o să zici, a, ce cruce, nu e adevărat. Nu, niciodată să nu spune nimeni adevărat, chiar, vedeți, Dumnezeu lucrează cu probabilități. Bun. Unde apare probabilitatea? Probabilitatea apare în momentul în care timpul începe să meargă într-un singur sens. Adică sensul devenirii. Vedeți, dumneavoastră, vorbeam de cele două aspecte. E fenomenul invers, asta se numește, dacă dumneavoastră s-a dat un premiu Nobel acum 2 ani, sau anul trecut, parcă lui Higgs, nu? Ați auzit de Higgs, nu? Parcă pentru mecanismul de creare a masei, nu? Un articol de 2 pagini, l-am cunoscut la Geneva prin 80 ceva, într-o conjunctură relativ simpatică, așa, el e scoțian, știți? Și nu umbla cu lenjerie intimă, știți? Și eu fiind de la țară, adică din România, l-am întrebat, așa, pe un coleg mai de așa, l-am întrebat, domnule, e adevărat că ăla și au auzit. Și și-a sărtat, ăsta și într-adevăr era cum trebuia. Problema este alta. Moartea? Ce e moartea? Știți ce e moartea? Ce e moartea? Nimeni nu scapă, nu? Nimeni nu scapă de ea. E o doamnă frumoasă, cocoasă, elegantă, cu, nu? 90, 60, 90, cocoasă prin, nu? De așa, depinde, cu fiecare vom o vede. Problema este că ea, moartea, introduce efectul Higgs invers. Adică ce face?
masa rămâne, nu? Se rupe, dispare, până la urmă se degradează și ciolanele, doar că ești sfânt, nu? Intre rândul celor, altfel nu. Deci e exact fenomenul invers. Se creează masă, fenomenul de celălalt de dispariție este fenomenul Higgs invers. Iată două corespondențe. Între fenomenul Higgs direct de crearea noastră a spațiului, de dispariția spațiului nostru, m-ați înțeles? Asta e viața noastră. Frumos, nu? Cât ne dă Dumnezeu, nu? Bun. Acum vin la... și merg mai departe. Vă întreb. Știți care e cartea cea mai bună asupra lumii, în cunoașterea lumii? Care credeți, doamnă, cartea? Calitatea. Cartea. Da. Cea mai bună. Ați citit Biblia? Biblia, da. Bun. Eu n-am citit-o. Am citit bucăți, de fiecare dată când citeam, înțelegeam altceva. De aceea, întreaga, să spunem noi, cunoaștere de 2000 de ani, călugării fiecare dintre ei să văd într-un fel aceeași frază, o văd, o și-o interpretează în moduri diferite. Corect sau nu? Bun, oameni buni, dar acolo în Biblia ne dă niște semne. O să spuneți că ce semne ne dă Biblia? Știți care e? Ne dă următorul lucru și ne spune, Biblia ne spune și care e mecanica adevărată, mecanica realității. Ne spune că cuantica e un caz particular. Știți asta? Nu știți, nu? Hai vă spun eu, vă explic. Ce spune? L-a creat pe om după chipul și asemănarea lui, nu? Deci, asemănarea, dacă Dumnezeu e universul, nu? Asemănarea lui, noi semănăm cu el, da? Spațiul în care se găsește, deci ființa care a creat-o, nu? E creată după chipul și asemănarea lui. Ea crea și spațiul, nu? Ea crea spațiul în ce sens? A spus așa, precum în cer, așa și pe pământ. Corect? Ea crea și spațiul. Și ce a mai spus? I-a dat cunoașterea. Și a spus fiindcă orice cunoașterea lui Dumnezeu, orice început în cunoașterea lui Dumnezeu, de fapt, cunoașterea Dumnezeu înseamnă la fiecare pas un nou început. Ce concluzii trageți din toate aceste lucruri? Singura concluzie interesantă și foarte frumoasă este ceea ce se numește self-similaritatea. Bă, ce dracu o fi self-similaritatea asta? Păi vă spun eu ce înseamnă. Înseamnă partea reflectă întregul. Și întregul reflectă partea. O să-mi spuneți că nu e adevărat. Ba da, e foarte adevărat. Oricare dintre noi se îmbolnăvește la un moment dat, ferească Dumnezeu, un atac cerebral, ceva la inimă, nu? Un atac de corp. Ce face? Vine băietul și bagă curent electric în el sau în sfârșit vine ăla de la neurologie și începe tratamentul de recuperare. Și totuși se recuperează după anumit timp, alții o merdesc. Asta e Dumnezeu hotărăște cine face selecția sau ceva. Dar ce aici? De aici trageți următoarea concluzie. Celulele de alături, mă refer neuronii, sau celulele inimii care sunt, preiau din funcțiile celorlalte care s-au distrus. Deci observați dumneavoastră, dacă din punct de vedere dispare structuralul, are loc structuralul, funcționalul este preluat de celelalte, ceea ce se numește proprietatea de plasticitate. Oameni buni, experimentele în nature, o scos, de exemplu, dintr-un făt, o scos colesterolul rău și a spus să se vadă dacă colesterolul bun face depuneri. A făcut depuneri, doamne, exact. De unde știați? Ați citit articolul? Ați citit? V-ați imaginat, vedeți? Doamna, de ce credeți că a făcut? Exact. Colesterolul a distrus structuralitatea, dar a rămas funcționalitatea, mă înțelegeți? Funcționalitate în sensul de depunere, care a fost preluată de colesterolul. Exact, la fel și cu inima. De ce credeți dumneavoastră că într-o zonă în care, de exemplu, pun niște celule stem nou, din astea așa, pun în zona caninului, nu iese un molar, și iese totuși un canin. De ce? Din cauza tocmai acestei proprietăți.
matricea extracelulară conține informații asupra... Informații care vedeți aici, se spune, cu realitatea, cu... Așa. Vă mai dau un exemplu. Cancerul. Această maladie mizerabilă care, în sfârșit, da? E, cancerul ăsta folosește o proprietate foarte interesantă. Știți ce face? Nasoala asta de celulă canceroasă își bate joc de restul organismului, mimând funcționalitatea, nu are structural să chiar se poate ceva, o deplasare de nucleu sau ceva, dar mimează foarte bine funcționalitatea celulei normale. Și atunci, mimând foarte bine, ce face? Sistemul nostru imunitar zice, bă, stai că e de-a noastră. În momentul când ai zis că e ca rusul, știți? Când a intrat rusul la noi, e ca și de fața locului, el a ocupat tot, toate funcțiile sau ceva, nu? La fel ca și guvernul cu căcalare, nu vezi? De ajuns unul ca să-mi prăștie așa. Și atunci ce se multiplică și creează propriul lui sistem de hrană, nu? După care, dar el uită următorul loc, celula canceroasă. El moare odată cu organismul și nu altceva. El uită acest lucru. Întrebarea mea este, ați avut părinți? Avem părinți? Să iubim întotdeauna, să nu uităm. De ce? Deoarece ei reprezintă arheologia noastră, nimic aceea. Noi reprezentăm arheologia pentru copiii noștri și așa mai departe. Funcționalul, în momentul în care o mierlim, funcționalul se transmite. Știți ce se întâmplă? Tot vorbim așa, noi suntem neamuri. Eu sunt neamul dumneavoastră. Păi, da, răspuns corect, sigur, Adam cel vechi, ăla care a făcut păcatul și în sfârșit. Da, corect, aveți dreptate. Dar de ce? Puteți să-mi dați o explicație? Care e explicația? Păi, nu v-ați gândit? Haideți să vă ne gândim împreună, da? Oameni buni, ați văzut unul negru, 1,75 și tuns, așa cum arăt eu, și dat la urmărire generală, dacă vă uitați la televizor, toți de tipul meu, așa, 1,75, figură atletică și asta, sunt dați la urmărire generală. M-ați cunoscut în seara asta, da? M-ați cunoscut și rezultatul interacției cu mine, hai să spunem, faptul că am luat cunoștință, va avea în oricare dintre noi, o, să spunem noi, între ghilimele, urme mai mult sau mai puține. Înseamnă, de fapt, un moment, ceea ce vă rog și pe dumneavoastră, un moment de reflexie asupra fiecăruia dintre noi. Încercați să aveți câte un moment de reflexie în fiecare zi asupra sufletului nostru. Suntem frumoși, arătăm bine la întinereții, îmbătrânim, ne chircim, dar e bine să nu uităm următorul lucru, că dincolo când suntem luați, suntem luați pentru suflet, prin suflet. Și aveți datoria să vă îmbogățiți sufletul. Nu? Asta este. Conținutul e foarte important, nu e altceva. Și atunci gândiți-vă la această chestiune că în moment, timpul ăsta care ne dă de Dumnezeu, care înseamnă, dacă vreți, nu neapărat numai entropie la maxim, dezorganizare. E o scădere de entropie în prima perioadă, după aia un plan, nu? După care duci dracu, entropia ajunge la valoarea maximă care corespunde valorii de echilibru, situații în care noi ne transformăm în energie termică. Este cea mai uzată energie și care nu o folosim niciodată. M-ați înțeles? Bun, dacă se întâmplă așa ceva, că avem, noi ne creăm spațiu, noi ne creăm toate. Bun. Și cu capul nostru. De fapt, ce e în capul nostru? Puteți să-mi spuneți? Haideți să vă dau un exemplu. Dacă luați creierul la analiză și vedeți toate ce se fac asta, acolo există o întreagă rețea neuronală, nu? O rețea neuronală care seamănă cu un fractal imens și... Dacă luați rețeaua de arterii și ce există la noi așa, nu? Prin care circulă lichidul ăsta nemaipomenit, care e sângele de tător de viață, are tot o structură fractală, nu? Nu poți să spui că două persoane sunt la fel. Dacă luați fiecare organ în parte, fiecare are o structuralitate de tip, de acest tip, fractală.
Păi asta, acest fractal care tot îl frecăm și îl vedem. Ieșiți afară, vă uitați la braz, vedeți fractali, nu? Nu, Solomon Marcus spunea, Dumnezeu să-l ierte, spunea frumos așa, nu mai e simplu într-o scânteie să regăsesc tot focul? Nu e mai simplu într-un grăunte de nisip să văd întregul univers? Nu vi se pare că e? Ce înseamnă? Noi vorbim de infinit și zero, adică enorm de mult care nu știm ce e, și zero care nu înseamnă nimic? Aceste două noțiuni nu le cunoaștem, dar totuși operăm cu ele. Cum? Noi operăm prin finitudini. Și operând prin finitudini, putem crea sau, dacă vreți, simula în raport cu creatorul starea de zero și starea de infinit. Zero în momentul în care ne creăm spațiul și asta, și infinitul în momentul în care plecăm la el. Zero în momentul în care se unește, nu? Se creează structuralitatea, se unește cu funcționalitatea, adică cu spectralul, și infinitul când se separă structuralul de spectral, adică de funcționalitate. De acord sau nu? E, acum o să-mi spuneți dumneavoastră, bine, structuralitatea înseamnă masă. Corect? Înseamnă că am creat masă și cu asta operez. Am impuls, am tot ce trebuie, nu știu ce. Bă, cu funcționalitatea asta nu-i de glumit. Ce înseamnă funcționalul? Că funcționalul înseamnă cu un ansamblu de, eu știu ce să-i spunem, câmpuri, dacă vreți, sau de altă natură, care face ca să se miște ceva în noi și ne dă mișcare, nu? Ei, dumneavoastră, uitați-vă, scaunul ăsta e structural, dar nu e funcțional. Trebuie să-i dau funcționalitate din exterior, nu? Ei, nu este normal așa ceva. Obiectul real nu înseamnă altceva decât un ceva care are și funcțional, are și structural. Ei, vreau să vă spun, din punctul ăsta de vedere, De Broglie a fost genial. Și a spus că oricărei particule în mișcare se asociază o undă. Ce înseamnă unda? Unda? Aia poți să o oprești? Ați oprit vreodată o undă? Nu l-ați cunoscut, o undă, două unde, e feminin, nu? Deci nu puteți să opriți. Puteți opri lumina care bate de la mine și eu absorb că scord negru? Nu puteți să opriți. Ați auzit din foton în repaus? Deși nu există. Nimeni n-a pus în evidență fotonul. Dar spune că așa, nu? Nu puteți să spuneți că lumina stă. Nu, e mișcare. Prin urmare, câmpul prin însăși natura lui înseamnă mișcare. Materia care noi, oricare dintre noi, boțul ăla de, cum spunea Creangă, nu? De humă sau ceva ăla, nu? Parcă așa spunea. Boțul ăla de humă are viață. Dacă are viață, înseamnă că are mișcare. Caracteristica fundamentală a materiei este tocmai mișcare. Și cum tu, Einstein, te trezești tu, să mă ierte Dumnezeu, te trezești tu și spui așa, că materia este unică și în consecință curbează spațiu. Aici este o, și am să vă explic, este marea greșeală pe care, și din acest punct de vedere, Einstein a încercat până în ultima lui sămânță de viață în 55, a încercat să facă teoria unitară și n-a reușit a interacțiunilor. Din cauza faptului că a spus așa, materia este asta și dacă asta e materia, atunci geometria trebuie să fie așa. Întrebarea mea, dacă dumneavoastră mai aveți o persoană, aveți o soră geamănă, aveți? Geamănă? Nu, dar aveți soră, să vă trăiască. Oameni buni, oricare dintre noi suntem materii unice. Dacă suntem materii unice, asta înseamnă că fiecare dintre noi îi se poate asocia o geometrie specifică și nu o singură geometrie. El a impus geometria materiei și din această cauză el a eșuat. N-a putut decât lucra cu determinism și în niciun caz cu nedeterminism sau probabilitate.
niciodată nu el a putut introduce modul de manipularea informației, faptul că eu visez noaptea să nu pun... M-ați înțeles? Chestiunile care vi le-am prezentat eu anterior dumneavoastră. Din cauza faptului că el a impus o geometrie, deci ceva care nu e o creație a minții, să o impui unei naturi. Adică cine sunt eu, mă, să impun? Numai creatorul poate să facă asta. Dar el a spus creatorul, dacă admitem asta. Geometria naturii trebuie să fie geometria fractală. Rezultatul? Ce e rezultatul? Rezultatul este că mecanica cuantică e un caz particular de geometrie fractală, mișcare pe niște curbe de tip brownian. A, știți ce aia? Dacă iau niște polenă, niște... într-un lichid, alea merg așa, iurea după, m-ați înțeles? Aia e mișcarea brownian, datorită agitației moleculare. Nu e, aia e un caz particular. Dumnezeu a spus că trebuie să fie ceva mai complicat. Și a dat această posibilitate, și anume geometria fractală. Dacă a dat această posibilitate, a dat și posibilitatea de ca parte să reflecte întregul. Corect sau nu? Dacă partea reflectă întreagă, înseamnă că ele prezintă ceea ce se numește, să spunem noi, inginerește proprietatea de holografie. Ați văzut o hologramă, domnișoară, doamnă? Nu știu la dumneavoastră, dar la Iași există, la Muzeul Literaturii, la Muzeul Lucu Ogălnicianu și Muzeul Unirii, este o hologramă. Ce înseamnă? Holograma e din 50 ceva. Ai o bucată de sticlă și când trimiți o, pe care ai impregnat ceva, și când trimiți o radiație laser, îți apare obiectul tridimensional. Ei, asta este holografie statică. Holografia, în realitate, nu înseamnă ceva, nu pot spui că e o poză. Știți că acum să chinuie marii noștri cercetători în domeniul informației să creeze calculatorul holografic, calculatorul, bă, știți, cu memorie infinită sau ceva. Gândiți-vă că Dumnezeu a creat omul, de când l-a creat, n-are importanță, el prezintă această memorie holografică infinită. Și o să-mi spuneți cum? Păi haideți să vă dau un exemplu. Colegul meu, domnul fost inspector general, domnul Niță, știe cum să deschide ușa. Dar când doarme, domnul Niță visează. Orice poate visa. De acord? În momentul în care începe să conștientizeze, s-a trezit nu știu ce, vrea să iese afară să dea mâncare la găini. Mai găini? Nu mai. Deci, ca să dea mâncare la găini, trebuie să deschidă ușa. Ca să deschidă ușa, în momentul în care deschide ușa, apare ceea ce se numește, vă rog să fiți foarte atenți, e foarte simplu și atât de frumos, de elegant. În momentul respectiv, când vrea să deschidă ușa, asta înseamnă o constrângere exterioară. Faptul că eu am venit aici și ați văzut unul care vă încapă capul cu prostii, adică eu, asta e o constrângere exterioară. Vă oblig să gândiți altfel. Și m-aș bucura și mă rog la Dumnezeu să încercați să gândiți altfel din seara asta. Deci, constrângere exterioară. În momentul în care apare constrângere exterioară, în momentul respectiv, oameni buni, dintre sutele de, sau miliardele de holograme care există în capul nostru, se alege doar aceea compatibilă cu constrângerea exterioară. Și atunci holograma nu face altceva decât spune că, băi, ai de făcut așa. Asta înseamnă hologram, înseamnă un soft, nu e altceva. M-ați înțeles? Și atunci pune mâna pe ușă, pac, chiar dacă dincolo n-ai de unde să știe că poate e nevastă sa și o lovește. E, asta sunt consecințele care apar nefirești, știți cum e, surprize. Problema care e, observați dumneavoastră, constrângerea externă întotdeauna impune ce să fac? Să aleg din multitudinea de posibilități doar aceea compatibilă cu constrângerea. În momentul în care apare compatibilitatea cu constrângerea, nedeterminismul meu personal, m-ați înțeles? Funcția de undă colapsează și intră în determinism. Și atunci am probabilitate 1. Adică pot deschide ușa. Sau nu pot, depinde dacă e închisă sau cine știe ce face vă o surpriză. Deci, oameni buni, noi avem așa ceva. Noi avem ceea ce se numește, noi numim, dacă vreți, genetică.
Genetica nu înseamnă altceva decât o infinitate de holograme, să spunem, sau ce vreți dumneavoastră, de softuri între ghilimele, să nu ne comparăm cu calculatorul. Noi, spre deosebire de calculator, putem opera cu idei vagi. Dă-i calculatorului câteva elemente și spune să facă o poezie. Nu-ți face. Pe când garbage in, garbage out, nu? Gunoi la intrare, gunoi la ieșire. O să treacă momentul ăsta, n-am să mă apuc eu când o să construiesc calculatoare inteligente. Nu e adevărat, astea-s prostii. În momentul în care noi putem opera cu idei vagi, din cauza faptului că odată avem moștenirea arheologică, genetică, care o avem, după care apare așa zisa arheologie sau genetică, între ghilimele, genetică dobândită. Genetică dobândită care apare în relația cu mediul, adaptarea noastră pe perioada vieții. Avem o experiență. Experimentele pe șobolani. Experimentele pe șobolani arată, știți foarte bine, faptul că dacă iau un șobolan și încerc să-i iau o parte din creier așa, el face, l-a învățat labirintul. Și-i tai tot, îi fac creierul, cela, bucățele, nu știu ce. Până la urmă, următorul face labirintul, m-ați înțeles? Din ce? Din cauza faptului că nu e memoria localizată. De ce nu este localizată? Din cauza faptului că memoria se găsește pe funcțional. Aici domnul doctor pot să spună, există ceea ce se numește memorie repetitivă care apare în sinapse și altceva. Nu mă refer la asta. Avem apucături sau ceva, care astea se pot localiza. Dar cealaltă, m-ați înțeles? Asta nu e localizată. Ea este, există ca atare în, în ceea ce se numește fractalul ca atare. Fractalul care înseamnă și funcțional și structural. Acum, ceea ce pot să vă spun, un lucru referitor la, încă o dată vă spun, astea sunt cunoștințele mele personale și asta nu înseamnă că eu vreau să vi le impun. Dumneavoastră sunteți liberi să credeți ceea ce doriți. Orică ăsta nu e sănătos, orică ăsta e sănătos sau poate are niște idei interesante, dar vreau să înțelege faptul că trebuie să gândim altfel. Trebuie să gândim de faptul că noi ne creăm spațiu. Noi ne creăm așa zisa arheologie dobândită. Arheologie dobândită în relația cu mediul, care la următoarea generație devine arheologie genetică. M-ați înțeles? Din acest punct de vedere, noi îl moștenim, dacă vreți, îl moștenim pe Adam. Dar de ce? Din cauza faptului că, cum v-am mai spus, eu probabil vă influențez ca idee, expunere, nu? Clasic, dacă am determinism, eu am ciocnit două bile și nu mă interesează să duc la mama dracului, nu mă interesează ce au fost înainte. Din punct de vedere structural și funcțional, situația e cu totul alta. Adică faptul că l-ai întâlnit pe Agop sau pe oricare dintre ei, pe Alina sau pe doctorul Crumpei, înseamnă ceva. L-ați cunoscut. Fiecare rămâne cu aprecierea dumnealui. Dar, într-un fel, el intră cumva în această mașinărie, între ghilimele, a evoluției noastre ulterioare. Faptul că aici, în momentul ăsta, am fost eu, faptul că cândva ai expus acum, nu știu cât, o lună în urmă, sau nu știu când, poate să spună domnul Vicu, cine a făcut expunerea, se simte, m-ați înțeles, spațiu încărcat cu memorie, cu tot. O să spuneți, cum dracu să fie încărcat cu memorie? Da, oameni buni, are memorie, din cauza faptului că sistemele reale sunt sisteme disipative, există simplu frecare, m-ați înțeles? Asta e banalul. Dar faptul că el se numește disipații, proprietatea fundamentală de disipații conduce la ceea ce se numește memorie. Sistemele reale sunt memorie, sisteme cu disipații, m-ați înțeles? Sistemele care merg într-un singur sens, adică irreversibilitate, nu mai merge altfel, m-ați înțeles? Și în aceste condiții, o să spuneți dumneavoastră, cum dracu totuși ne-am bun, eu creat Dumnezeu. Păi vă dau o explicație foarte simplă și o să vedeți dumneavoastră că s-a rezolvat toată treaba. Codul genetic, nu? Ați format 4 proteine, parcă, nu, doctore? 4, nu? S-au auzit mai multe? 4, nu? Dani, 4 proteine, da? Păi 4 proteine. Pentru 4 proteine ce am nevoie? Păi am așa nevoie de 2-0-1, nu? Clasic, 0-1, dar 0-1 să fie diferit la funcțional și structural, corect? Și atunci, în condițiile în care atât structural, cât și funcțional. Încă o dată spun. Deci atât
structural, cât și funcțional. Cele două laturi sunt în coerență. Fiecare dintre ele conține chestiunea fundamentală, conține bitul de informații, 0-1, dar funcțional, care e diferit de 0-1, m-ați înțeles, e structural, și pe de altă parte e creat și softul ca atare. Să nu spuneți că nu e adevărat că nu creează softul ca atare. Păi vă spun eu că creează softul ca atare. Se poate arăta matematic că întotdeauna în reprezentare soluțiile ecuațiilor care descriu dinamica unui astfel de structuralitate și funcționalitate conduc la rețele neuronale. Rețele neuronale. Teoria rețelelor neuronale. Dar am o rețea neuronală structurală, am o rețea neuronală funcțională și ele sunt coerente între ele. În momentul în care se strică ceva în cap, funcționalul nu mai merge, m-ați înțeles? Deci, vindecarea bolilor, din punctul ăsta de vedere, nu se găsește în structural, în organic, ci se găsește pe partea funcțională. De ce credeți dumneavoastră când bagă curent electric la inimă, îi pornește la marea majoritate? Nu face altceva decât cum să pune obișnuit, resetează softul din cap și pornește din nou. Și atunci dă drumul și omul și revine și... niște chestiuni foarte simple pe care dumneavoastră trebuie să le aveți. Deci dacă am 0-1 funcțional, 0-1 structural, am 4, corect? 0-1-0-1, dar de fi diferite... Ele interacționează într-un anumit sens, după o anumită logică, și rezultatul este că se formează ADN-ul. Acum, întrebarea mea este evidentă. Ce înseamnă ADN-ul? ADN-ul, știți foarte bine că din asta doar 4% e cunoscut, restul e întuneric. Nu? 96% din materia din univers este, ca analogie, este materie luminoasă, restul ce este? Materie întunecată, dark materie, nu? Corect? Bă, dracu, numai materie neagră operăm, numai cu necunoscute. A fel se întâmplă și în microcosmos. De exemplu, 4% din efectele la nivelul vidului sunt cunoscute. Restul nu sunt cunoscute. M-ați înțeles? De ce acest simptomatic 4%? Cunosc restul necunoaștere. V-ați gândit vădată ce e ce se întâmplă? V-ați gândit vădată ce este... Problema este că dacă iau ăia 96%, mai putem opera? Adică să vezi că merg, fac labirintul sau mă duc, mănânc banana sau... Credeți? Vă am un răspuns din partea noastră. Nu, corect. Din cauza faptului că acel 96% nu înseamnă decât efectul colectiv. Efect colectiv care dă ceea ce se numește structura și funcționalitatea de tip fractală. Și o să-mi spuneți cum. Păi foarte simplu, vă dau aici, suntem o comunitate, nu? De oameni intelectuali și comunicăm între noi, nu? Corect? Nu puteți să spuneți că întregul egal cu suma părților. Din cauza suma părților, asta înseamnă că nu se ia în considerare interacțiunea dintre elemente, nu? O societate, de exemplu, nu? Ați văzut, profesorii sunt nemulțumiți, au ieșit, nu? Le-au promis ăștia nu știu ce, și ăștia lucrează cu funcția de probabilitate, vedeți? Guvernul, ba e albă, ba e neagră, știți cum e, alba neagră, de fapt. Alba neagră tot e un rezultat al mecanicii cuantice și e foarte bine cunoscut de către români, știți, jocul ăsta în străinătate și bine vândut. Vedeți, noastră, chestiunea asta care vă spuneam eu, e de acum, să spun eu, fundamentală. Faptul că particulele interacționează între ele. Dacă o moleculă de aici, de exemplu, fâlfâie într-un fel, în colțul celălalt poate să fie... Și aici avea Lorenz, avea un celebru Lorenz, care poate ați auzit de el, atractorul Lorenz, care spunea că o bătaie de fluture la Tokyo poate să producă o catastrofă, nu, meteorologică la New York sau, în sfârșit, ceva în genul ăsta, nu? Ceva în genul. Vedeți, dumneavoastră, o chestiune foarte simplă, doar o modificare extrem de mică a condițiilor inițiale poate să producă, dar
în ce condiții se produce o astfel de situație? În condițiile în care componentele unui sistem, pe care îl numim noi sistem complex, mai târziu, modele ăștia modele numesc sistem complex, interacționează între ele. Dacă interacționează, înseamnă că automat, dacă trag aici, ăla simte de acolo. Asta înseamnă că partea reflectă întregul. Nu trebuie postulat, oameni buni, nu trebuie postulat partea reflectă întregul. Apare natural, deoarece noi suntem creații ale colectivităților, de celule, m-ați înțeles? A colectivităților de, dacă vreți, de soft și de altceva. Softurile în capul nostru nu sunt izolate. Ele interacționează între ele. În momentul în care un soft s-a stricat, celălalt preia funcțiile celelalte. Chiar dacă apelăm la resetare. Și din acest punct de vedere, vedeți, totul pare simplu, dar extraordinar de complicat din punct de vedere al explicitării, m-ați înțeles, al explicitării, să spunem noi, a logicii și a altceva. Aș putea să vă spun mai multe, dar mă întind și nu vreau să vă plictisesc. Poftiți? În toată ecuația asta, care e rolul conștiinței? Păi, doamna, ia o să referă. Doamna conștiința, stați-o leacă, domn doctor, că mai am puțin o stați-o leacă. N-am trecut ora. Da, n-am obosit, doamna, n-am obosit. Doamna, cât e, doamna, că am plecat la 6:10, cât e ceasul? Fix. Mai am 10 minute, domnul doctor. Așa că, deci, conștiința e foarte simplă. Conștiința ne este acel element care asigură legătura dintre, să spunem noi, din partea abisală aia ce visăm noi, nedeterminism, și realitate. M-ați înțeles? Ea este cea care ne determină să trecem de la potențialitate, deci nedeterminism, la determinism, la realitate. Asta este conștiința. Deci, în momentul în care, gândiți-vă la următorul lucru, când am pus mâna pe clanță, deci m-am hotărât ceva, aia e o constrângere exterioară, ori asta nu înseamnă altceva decât activarea conștiinței. Activarea conștiinței se realizează prin softul care îl am. Și atunci, automat, softul ăla, m-ați înțeles, își face simțită prezența și dintre toate potențialitățile alege acea stare care e compatibilă cu constrângerea externă. Deschid ușa sau beau un șpriț. Ce credeți altceva, nu? Doamne, aici intervine ceea ce se numește, nu, fiecare după cum o da Domnul. La unii au pus mai mult, la alții mai puțin, ați înțeles? Aici, cum să spun eu, pe craca lui fiecare a evoluat cum o da Dumnezeu. Dar până la urmă avem un trunchi comun care pornește la Adam. Așa, o altă, că intră doctorul și dacă nu intră doctorul, gata. Toți suntem bolnavi, da. Poftim. Păi, în aceste condiții ați ridicat o mare problemă. În condițiile astea, ce vă spun eu, realitatea nu pare altceva decât cădem peste ceea ce se numește realitatea virtuală. Din cauza faptului că noi ne creăm singur spațiu și noi manipulăm holograme. Că acestea sunt infinite, asta e altă natură. Dar din punctul ăsta de vedere, cam așa se întâmplă. Conștiința creează realitatea. Corect, sigur că da. Da, sigur că da, de acord. Da, dar conștiința înseamnă softul din cap, infinitudinea de holograme care îl posedăm. Atât genetic cât și domenii. Nu, că aici cu mintea și cu neminte o să spună profesorul cu așa ceva, că el se ocupă de așa ceva. Nu vreau să mă... E pâinea lui. O altă... Deci... Domnul ăsta a spus că putem reseta în cap softurile. Cum? Păi... La calculator? Apeși, e foarte simplu, da. Resetarea nu poate fi făcută decât de noi, prin propria noastră educație, ați înțeles, și prin nimic altceva. Resetarea, gândiți-vă la următorul lucru, că au fost cazuri, vă dau un exemplu, cazul, nu? În care oamenii au reușit
prin voință proprie, să învingă boli incurabile sau ceva, nu? Gândiți-vă la faptul că ți-ai propus ceva, n-ai reușit, ai lăsat deoparte, dar educația care ai avut-o, nu? Și tot ceea ce ai dobândit și ai genetic, te face să te ține în priză tot timpul. Și ai reluat problema și vezi că, până la urmă, găsești soluția. Spuneți-mi, că tot ați pomenit mereu de Dumnezeu. Da. Ce este Dumnezeu pentru dumneavoastră ca reprezentare? Dacă... Doamnă, e o problemă ca Dumnezeu. Fiecare dintre noi, v-am spus că suntem Dumnezeii noștri, da? Suntem Dumnezeii noștri. Da, ne creăm, sigur că da. Dar ca să ne-l creezi, ca să-l putem crea, e nevoie de altceva. Mai acel altceva, nu? Altceva înseamnă bunul nostru simț. Înseamnă, nu? Sentimentul de iubire, înseamnă sentimentul de respect. Asta înseamnă Dumnezeu, nu înseamnă altceva. Asta e în opinia mea. Fiecare o vede într-un felul lui. Nu-i ce neapărat dacă mergi la biserică și tu gândești întunecat că, bă, de ce nu m-a ajutat Dumnezeu? Păi cum să te ajute, măi, omule? Sau de ce spune că, bă, ce băiat bun a fost ăla, dar o mierlit-o? De ce o mierlit-o? Păi din cauza simplă, din cauza faptului că Dumnezeu se ocupe numai de pomii roditori, numai de pomii fără fructe, nu? De-aia are nevoie de el. Alte întrebări? Oricum vă mulțumesc tare mult că mi-ați ascultat prostiile, da?